Domnului și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. A început anul universitar. Au venit studenții, s-au cazat de mult timp. Cei care mai aveți apartamente de închiriat, nu știu cum o să faceți. Vom discuta în emisiunea de astăzi despre noile schimbări din campusul universitar Tudor Vladimirescu. Sunt schimbări care vin în sprijinul și în ajutorul studenților. Cei care aveți studenți, cei care aveți rude, care au copii studenți, veți fi interesați de această discuție cu invitatul meu, domnul Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studențești din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asache. Bună ziua, domnul Budeanu, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc tare mult de invitație, cu tot timpul, cu tot dragul revin aici. Domnul Budeanu, haideți să începem puțin cu un proiect, me l-am și notat, doamnelor și domnilor, că aduc cumva să greșesc, amenajarea spațiului verde din fața căminului T1-T2. Ce se dorește a se face acolo, domnul Budeanu? Să facem o oază de relaxare, să spunem, a studenților, fiind și o zonă foarte tranzitată, care în momentul de față nu arată foarte bine. Și pentru asta, bineînțeles, că am făcut un concurs de soluții, la care au fost 4 proiecte participante. Da, foarte inedite, chiar la unul dintre proiecte și câteva cadre didactice implicate. Da, foarte mișto și a câștigat, efectiv, n-am putut să refuzăm un proiect, din punctul nostru de vedere, a câștigat detașat cu soluțiile propuse. Dar când ne-am apucat de implementare, ne-am dat seama că pe cât de frumos e proiectul, mai avem nevoie și de niște fonduri. Cam la cât se ridică implementarea proiectului? Până în cele din urmă, plecând de la o idee frumoasă, cred că vom depăși 500.000 de lei. 500.000 de lei? Da. Dar credem că va fi cel mai frumos par din Iași, în opinia noastră, și gândiți-vă că această sarcină de financiară de 500.000 de lei nu cade doar pe umerii universității. Să vă spunem, va fi o organizare tripartită, eu zic o organizare ideală, din punctul pe care ar trebui copiată și dezvoltată cât mai mult, pentru că este un parteneriat între o companie privată, da, cu o companie mare, Borvarna, dacă mi-ți permite să spun, în emisiune, pe care îi apreciem, și evident primăria Iași, care foarte repede, când au văzut proiectul, au spus și dumnealor că vor să ia parte în el. Și avem, practic, un acord tripartit între părți, pentru că ne dorim să le oferim studenților o zonă verde, eu zicem, pe care prin puține orașe o mai poți întâlni, aproape deloc, poate chiar în România, cu lucruri inedite, făcute toate lucrurile astea, tot gândite de studenți, adică sunt ideile studenților puse în practică, de asta sunt puțin costisitoare, dar sunt și foarte îndrăzneți în același Bun, timp. Dar eu țin minte că în urmă, dacă nu mă înșel eu, înainte de pandemie, de a începe nebunia asta cu pandemia, discutam și a spus că între T9 și T10 se poate crea acea zonă verde. Mai rămâne valabil și acel proiect? Da, dar după cum ați văzut, am avut și deschiderea unui universitar în parcuri de la T9, T11. Da, T9, T11. Exact, T9, 10, 11, exact. Cum ați spus dumneavoastră, planul nostru, avem un plan foarte bine definit cum vom dezvolta spațiile verzi din campus. Vrem să duplicăm zona de la T9, T11 în zona la T5, T6 pe la anul, când sperăm noi că la 1 octombrie 2023, în sfârșit, să dăm spre cazare și căminul T6. Și căminul T6 la ora actuală este în renovare? Da, căminul T6 aproape de finalizare. Cred că avem gradul de execuție a lucrărilor de, nu știu, mai bine de 85% și împreună cu constructorul, ce am discutat și cu diriginții de șantier în ultima ședință, zicem noi că la finalul lunii decembrie terminăm lucrările, da, așa, și intrăm în aproximativ 6 luni de zile dotarea cu mobilier. Și acolo avem un mobilier făcut tot de studenți, puțin atipic, dar zicem noi că satisface așa. Păi toate... e ceea ce își doresc ei, nu? Da, că exact, au stat și s-au gândit, domnule, ce am noi? Am nevoie de un birou pentru laptop sau nu știu ce. Exact, am avut multe e un lucru interesant pentru că antrenarea studenților, știți cum era o vorbă și cred că mai este și acum valabilă, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Adică ai un student la arhitectură, la design, învață el teorie, dar practic și acum este foarte frumos. Bun. Nu vreau să trec mai departe de acel spațiu verde din față de la T1, T2, pentru că va fi numai pentru studenți? Nu, pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Va fi un spațiu deschis în care toată lumea care va dori să
relaxeze, va putea merge acolo. El e împărțit în trei zone, o zonă de working, de fitness, o zonă așa de relaxare și de relaxare plus socializare și poate ne mai dorim și o zonă de, în care studenții se adună să facă un fel de board game-uri de șah, table, nu știu, pentru nu te spăra, frate, cum era pe vremea noastră și așa mai departe. Monopoly, în fine, să vorbim de jocuri actuale. Da. Bun, dar trecând deci de la faptul că vreți să amenajați acel spațiu verde, în T9, T10, T11 la fel, îl veți duplica, să zicem, acel spațiu și T5, T6. Și cu parcările? Asta merge, avem un plan și parcările, că recent am recepționat proiectul tehnic prin care tot traficul auto din campus va fi un management practic restricționat și prin care vom găsi o soluție în care doar pe bază de abonament, de cartelă, se va face tot accesul din campus. Practic e un control acces auto, iar pe zona de care ați povestit noastră mai devreme, traficul va fi întrerupt, adică este și o schemă de trafic diferită prin proiectul de control acces. Practic, absolut toată descărcarea din campus se va face ori pe la vechea studentină, pe care îi țineți minte, pe la T1, T2, și prin metalurgie, prin zona cantinei de acolo. Bun, și atunci cum vă veți împăca cu acel investitor privat care are acolo acel spațiu? Găsim o soluție acolo doar pentru zona de aprovizionare, atât. Deci, cu adică, centrul comercial, păi tocmai, de ce nou, ei Iulus, vor... Nu, vom găsi o soluție doar pentru a le permite dumnealor, că nu trebuie să ne îngrădim accesul între vecini, de a le permite dumnealor aprovizionarea. Corect. Bun. Dar aia nu strică aprovizionarea, de obicei la Iulius se fac după ore predefinite. Deci găsim o soluție împreună cu administrația de acolo, vom găsi o soluție și este un trafic infim de puțin față de momentul de față cât se circulă pe alea Gheorghe Alexa dintre cele cămine. Dar ca să punem în valoare cât mai mult spațiu verde de la T9-11 alături de T5-6 la anul, e păcat să fie tranzitat la asta mă gândeam. Când le unești cele două parcele de 3500 de metri fiecare, care vor fi în total minimum 7000 de metri pătrați, e păcat să-ți fie în mijlocul lor exact, să treacă splitate de, bun, dar, de trafic auto. Vreau să vă întreb un lucru. S-a făcut cumva vreo statistică la nivelul direcției servicii studențești a numărului de mașini ale studenților care sunt parcate în campus? Facem altfel, avem o statistică a numărului de studenți care dețin o mașină și avem undeva la minim 1500 de studenți și să ținem cont că în momentul de față campusul este la o capacitate de cazare de 6000. Deci unul din patru studenți în momentul de față deține un autoturism. Și unde își parchează respectivii autoturism? Că în Tudor, la ora actuală, 1500 de mașini, nu prea e unde să le parchezi. Unde sugrumă zona. Prin urmare, ca să vă spun, și centrul comercial de lângă noi, cât de curând va închide parcările. Corect. Și noi vom închide parcările și, prin urmare, studenții vor, doar un număr bine definit de circa 700 de studenți vor veni cu mașina în campus și aici vom face, practic, o selecție a lor identică cu selecția ca pentru cazare. Cât ai note mai bune, ai șanse mai mari să primești un loc de parcare. Uh-huh. N-ai note bune, trebuie să-ți lași mașina acasă pentru că nu vei mai avea unde să o parchezi. Bun, dar acum vin și eu cu o întrebare, că studenții sunt inventivi. Așa. Eu, unul care nu are mașină, are note mari, zice, bă, nu, dar aia e mașina mea, a colegului. O să le găsim soluții în care să ne și demonstreze că mașina aia aparține. Dar acum știți cum e? Evident că se vor face aceste trucuri între studenți, că știți și la cazare. Până la urmă, noi nu dăm cazare individuală, dăm pe cameră, facem un punctaj. Corect. Și tot timpul ei vin patru studenți pe ca să le iasă punctajul și alți patru. Și după aceea se intercalează între ei. Dar rolul universității nu e de a verifica cu cine este doarme studentul sau bun, dacă și-au făcut ei un truc acum pe bun, dar, loc. Da. Corect, vreau tot timpul, da. De ce v-am întrebat? Deci sunt 1500 de autoturism. Așa a? E. Și locuri de parcare vor fi cam 700. Unde credeți că vor parca ceilalți? Nu cred că vor mai veni pentru că pe zonă nu vei mai avea loc de parcare. Pentru că pe Splaibachului, clar, nu mai poți. În spatele universităților, cum ar veni, nu se mai poate. Poți. Nu cred că vor mai, pentru că dacă vei găsi un loc de parcare, nu știu să zicem, în Bucșinescu, Tătăraș, vei face 15 minute pe jos până la mașină și înapoi.
Și nu cred că ai nevoie, pentru că noi avem un mare avantaj ca universitate, pentru că din punct de vedere administrativ suntem o universitate integrată. Zona didactică aici, zona socială de cazare este corect, alături. Adică da, faci în medie 7 minute din cămin până la... Fără nicio problemă. Până la facultate. Prin urmare, mașina o mai folosesc studenții pentru transportul până acasă în localitatea lor de domiciliu, sau ca mașină de serviciu. E, mai este și da, în weekend mai pleacă, mai... Bun. Din statistica noastră, să știți, aproximativ 75% dintre mașinile din campus parcate nu pleacă măcar 10 zile. Bun. Aceste 700 de locuri vor fi acordate pe bază de abonament sau cum? Pentru că s-ar putea ăla de la T14 să nu găsească loc acolo, dar să găsească la T1. Practic îi vom garanta accesul în campus. Nu îi dăm fiecăruia locul lui. Este un model inspirat din modelul britanic, practic folosit în cartiere de obicei, în care nu-ți mai dă locul tău din față. Oriunde poți să parchezi. Pentru că tu, de exemplu, poți să fii plecat sau poți să stai în campus doar un număr de 8 ore și ții un loc timp de 16 ore, îl ții blocat când nu-i cazul, când, când ar putea să-l folosească altcineva. Pe X locuri de parcare vom da oriunde, deci vom da un loc în campus. Deci pe 600 vom da 600 de abonamente, dar nu înseamnă că le dăm efectiv și cu locul, și cu locul în sine. Pentru că aici mai ai și vizitatorii care îți vin, de exemplu, să spunem. Cât se poate de clar, da. Și atunci, dacă ai și locuri, nu-i mai găsești o soluție. Așa, în momentul de față, niciodată în campus nu vor fi toți cei 600 de abonați, probabilistic vorbind, nu vor fi niciodată 600 de abonați, deci simulări făcute în parcare. Cel mai ridicat caz vor fi 500. Și îți rămân, prin urmare, măcar 100 de locuri pentru vizitatori. Așa dacă este, le-am dat 600 nominal, când ar veni un vizitator, n-ar avea unde să parcheze sau ar trebui să... Deci noi am făcut cu coeficient de simultaneitate. Practic, bun, acum vreau să vă întreb, tot, vă rog, ar mai fi multe de discutat, timpul trece foarte repede, dar trebuie neapărat să vă întreb. Deci dacă vor fi numărul de abonamente și dacă cineva va parca în alt loc decât... Poți parca unde vrei în campus, nu, ca abonat. Deci așa, în alt loc decât pe un loc de parcare. Da. Ce vom găsi... Adică poate fi sancționat sau... Da, categoric. Păi dacă nu există sancțiuni, nu vor respecta alea niciodată. Da, de asta v-am întrebat. Adică... Vom avea și o serie de sancțiuni pe care vor fi aplicate gradual. Deci am înțeles. Bun. Rog colegii de regie să ne mai acorde puțin timp. Citesc aici un lucru foarte interesant, spălătorii de haine. Singurul campus care oferă spălătorii gratis spălătorie de haine pentru studenți din toate căminele. Cum veți reuși să realizați acest lucru? Înainte, când eram student, era o spălătorie la cantina cea mare, dădeai hainele, era o zi sau două pe săptămână, le lua și ți le aducea înapoi. Acum, cum faceți? O să vă referiți la noile prețuri de la energie? Nu. Unde veți amenaja aceste spălătorii? Dar sunt deja amenajate la absolut toate căminele. În cele mai rele situații, să spunem, avem o spălătorie la două cămine. La două cămine. Absolut, studenții... Cum reușiți să acoperiți cheltuielile de deocamdată ne încadrăm. Deocamdată ne încadrăm, sperăm să și reușim. Deocamdată universitățile se bucură de prețul plafonat. Sperăm să și rămână, pentru că această ordonanță e destul de volatilă cu plafonarea prețurilor. Exact. Mai acum știți cum e, unui student, el trebuie să-și pere hainele până la urmă. În caz de forță majoră, adică dacă prețurile sar în aer, putem gândi o soluție gen 10 lei să-ți speli mașina de haine. Adică cât ar cheltui universitatea cu costurile pentru energie electrică pentru un ciclu de spălare, tu să ne-i dai. V-ați gândit cumva, sau la nivelul Direcției Servicii Studențești, v-ați gândit la o soluție alternativă pentru energie electrică? Știu, panouri, voltaice... Primul ne-am gândit la o soluție pe care cu siguranță o să avem, vă zic cu siguranță, la anul, la 1 octombrie, vom avea pe energie electrică, fiecare student va avea doar un coș cu un anumit consum per cameră. Prima soluție este să contorizezi fiecare cameră, fiecare student. Pentru că mai avem o problemă între studenți pe care trebuie să o recunoști, se minează foarte mult. Da. Gen Bitcoin și alte criptomonede, ceea ce îți duce calculatorul la un consum de 700 de W pe oră, ceea gândiți-vă că dacă ai măcar 200 de studenți care minează pentru câțiva cenți acolo, pe lângă că îți distruge instalația electrică, e un consum foarte, foarte mare. Prin urmare, și această minare provoacă un procent considerabil. Nu sunt astea singurele probleme,
Dar, per totale, că uitându-ne la consumul de energie pe campus și costurile aferente, trebuie să vedem atunci ca fiecare locatar din campus să încerce să face, să facă minime economii, uh-huh, și trebuie să-i spunem lunar cât a consumat și din tariful de cămin cât are la dispoziție inclus, adică cel mult 100 de kW, adică cât avem și noi acasă în consum. Pentru că altfel, dacă știi cum, știți cum, ia doar cu laptopul, nu cu laptopul, că ăsta nu, cu calculatorul deschis, cu lumina aprinsă, s-o pleci la facultate și ai lăsat, nu știu, 4 becuri aprinse, se înregistrează. Dacă la tot 6.000 de studenți au un comportament de acest timp, este practic un dezastru financiar. Prin urmare, trebuie să facem o mică educație de schimbare de mentalitate de obiceiuri. Și obiceiuri. A zis foarte asta bine este de obiceiuri. După aceea, separat, vă mai gândi și alte soluții. Mă gândeam că poate există o soluție pe fiecare cămin să fie puse panouri voltaice sau, nu știu, mă gândesc că totuși suprafața campusului este mare și ar putea, mai ales acum până... Da, le luăm și pe astea în calcul, vedem și ce competiții de proiecte, asta e provocare pe care nu ne permitem financiar, că aici la început te costă investiția. Corect. Banii aceștia nu-i avem deocamdată, dar în schimb suntem foarte atenți cu orice competiție de proiecte pe care apare pe Planul Național de Reziliență. Și am văzut că sunt multe competiții de acest tip, am văzut multe competiții adresate cu care eligibile erau doar primăriile, OAT-urile, din păcate, nefiind și universitățile, ca eligibilitate. Cum apare, credeți că vom fi primii care vom depune astfel de proiecte? Doamne ajută! Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Tot dragul și revin oricând cu dacă mai avem de discutat. Adică n-am, ceea ce am discutat a fost așa foarte exact, succes și mai sunt detalii interesante. Mai sunt detalii foarte interesante, de aceea deja vă fac invitația pentru o nouă emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Cei care aveți copii studenți, cei care aveți studii cu copii studenți care sunt cazați în campusul Tudor Vladimirescu, deja se simte altceva, mult mai bine pentru ei. În schimb, fiecare dintre studenți va trebui să fie foarte atent la cât consumă atât energie electrică, atât apă, cât și celelalte. De ce? La ora actuală prețurile au cam crescut și mai devreme sau mai târziu vor fi și ei strânși puțin cu șurubul. Bine, nu vă închipuiți că va fi ca pe timpul lui Ceaușescu, fără apă caldă, fără lumină, se închide lumina. Dar dacă se va consuma foarte, foarte mult, e posibil că am anumit interval orar și mai tragem și noi. Până data viitoare, cele bune! La revedere!